În 2017 vor primi tichete sociale în valoare de 50 de lei de 4 ori pe an, doar romașcanii pensionari sau cu handicap a căror venituri nete lunare pe membru de familie nu depășesc 1000 de lei. În anii din urmă, plafonul era stabilit la 750 de lei. Am modificat regulamentul de acordare a acestora în sensul că am majorat suma pentru care se pot acorda aceste tichete. Am luat în considerare faptul că în ultimii ani au tot crescut veniturile și atunci a trebuit să actualizăm suma și de aceea am inițiat acest proiect de hotărâre și, așa cum știți, am stabilit ca o categorie mai mare de persoane să poată fi beneficiare al acestui proiect. Și ca să reamintim, categoriile de persoane care pot primi aceste etichete de 4 ori pe an, în valoare de 50 de lei fiecare, sunt familiile care au cel puțin un pensionar, familiile care au persoane cu handicap, persoanele singure pensionare care au domiciliu sau reședința în municipiul Roman și care realizează venituri sub 1000 de lei pe membru de familie. Pentru a primi aceste etichete, persoanele beneficiare trebuie să depună un dosar la Direcția de Asistență Socială. Deocamdată, impactul asupra bugetului local nu a fost calculat. Când am pornit cu acest program, erau undeva în jur de 3500 de beneficiari. Ulterior, anul trecut, am ajuns la 2200. Deci e clar că acest program nu își mai avea aplicabilitate și nu își mai atingea ținta pentru aceste categorii de persoane. Sigur că în momentul de față nu am făcut încă un impact pentru că așteptăm depunerea dosarelor, dar cu siguranță nu va fi un impact semnificativ. Modificarea sumei de la 750 de lei la 1000 de lei s-a făcut datorită majorării în timp a unor indemnizații sau pensii, susțin reprezentanții administrației locale.